Proiectul de refacere a străzii Cloșca intră în linie dreaptă. În următoarele zile va fi dat ordinul de începere a lucrărilor. Primarul municipiului Zalău Ionel Ciuntie a informat pe consilierii locali că în câteva zile va fi dat ordinul de începere a lucrărilor pentru strada Cloșca. Tot prin PNDL, municipiul Zalău a mai primit o sumă de 2.326.173 lei, care înseamnă modernizare strada Cloșca. Aici suntem mult mai avansați, în zilele următoare o să dăm ordinul de începere a lucrării, am finalizat achiziția, așteptăm doar ca antreprenorul, deci cel care a câștigat achiziția, lucrarea respectivă, să ne spună cum deviază circulația pe strada Cloșca, încât să se producă cât mai puțin deranj, având în vedere că acolo sunt și două unități de învățământ, o grădiniță, o școală și un liceu. Și în condițiile în care vine cu o variantă pe care o putem accepta din acest punct de vedere, am vrea să facem o porțiune din strada Cloșca chiar în acesta. Strada Cloșca este una dintre cele mai circulate străzi din municipiu, unde se creează ambuteaje destul de des, în special în intervalele orare la care vin sau pleacă elevii și copiii de grădiniță de la cele două unități de învățământ din zonă.